Sinele ascuns în Hristos. În Psalmul capitolul 34, cu versetul 2, găsim scris: Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei smeriți și să se bucure. Dr. John Cain, deși a ajuns la un punct culminant în profesia sa, nu și-a uitat obligațiile față de Dumnezeu. Odată i-a scris unui prieten: Poate că ți-ai dori să cunoști starea minții mele. Gândul că nicio acțiune din viața mea nu va îndura ochiul unui Dumnezeu sfânt mă smerește în țărână. Dar când mă gândesc că am acceptat invitația Mântuitorului, vină la mine, și că, mai mult decât atât, conștiința mea mărturisește că doresc stăruitor ca voința mea în toate lucrurile să se conformeze voinței lui Dumnezeu, am pace. Am odihna promisă, făgăduită de acela în care nu s-a găsit viclenie. Înainte de moartea sa, acest doctor eminent a comandat ca lângă locul unde trebuia să zacă trupul său să fie ridicată o coloană pe care să fie înscrise următoarele versete ca niște voci din veșnicie. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Matei 11:28. Căutați pacea cu toți oamenii și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14. Astfel, în timp ce doctorul Cain s-a străduit chiar și din mormânt să îndrepte pe păcătoși spre Mântuitorul și spre slavă, el și-a ascuns propriul nume, ascunzându-l în întregime de pe coloană. Însă a avut grijă să se adreseze trecătorului. Numele, profesia și vârsta celui al cărui trup sacetă de sub au puțină semnificație, dar poate fi de mare importanță pentru voi să știți că, prin harul lui Dumnezeu, a fost condus să-L privească pe Domnul Iisus ca singurul mântuitor al păcătoșilor. Privindu-L, Iisus i-a dat pace în suflet. Roagă-te lui Dumnezeu! Roagă-te lui Dumnezeu ca să fii instruit în Evanghelie și fii sigur că Dumnezeu va da Duhul Sfânt, singurul învățător al adevăratei înțelepciuni, celor care îl caută. Acest memorial a fost conceput pentru a îndrepta atenția tuturor către Dumnezeu și să-i determine să-i piardă din vedere pe om. Acest bărbat nu a adus nicio rușine cauzei lui Hristos. Părinte Ceresc, te rog, ajută-mă ca nici eu să nu-ți aduc niciun pic de rușine numelui Tău. Ajută-mă să fiu deosebit și te rog frumos, dă-mi înțelepciune să știu cum să vorbesc cu cei de lângă mine și să-i conduc spre Tine. Fii slăvit și lăudat pentru tot ce faci minunat în viața mea și astăzi. Amin.